Un eveniment cultural de excepție care a reunit oameni de cultură, autorități locale, profesori și elevi a avut loc ieri la Râmnicu Sărat. În parcul din piațeta Centrului Cultural Florica Cristoforanu a fost dezvelit bustul marelui om de cultură Octavian Moșescu. Evenimentul a debutat în sala de spectacole a Centrului Cultural, unde a avut loc o prezentare a vieții și activității culturale a fostului colecționar de artă. Inițiativa aparține Asociației Culturale Octavian Moșescu în colaborare cu Primăria Municipiului Râmnicu Sărat și Centrul Cultural Florica Cristoforanu. Proiectul este un deziderat al regretatului Alexandru Măciucă, nepotul lui Octavian Moșescu, care și-a dorit ca la împlinirea a 130 de ani de la nașterea omului de cultură să realizeze bustul acestuia. Anul trecut, în 18 mai, am dezvelit bustul Florica Cristoforanu. A fost un vis al nostru, al asociației, iar arată că astăzi este un proiect de mare suflet, cu o încărcătură emoțională pe care mi-este greu să vă descriu, pentru că este vorba de Octavian Moșescu. A fost visul lui de acum peste 50 de ani, când și-a dorit să fie în oraș o alea bronzurilor. Însă nu s-a îndeplinit, iar nepotul lui, Alexandru Măciucă, a avut și el un vis, să facă bustul bunicului său. Octavian Moșescu este acasă, pe strada Murgului. La acest proiect am lucrat cu tot sufletul nostru, cu toată implicarea noastră, dar împreună cu Sandu. L-am început în vara anului trecut, era foarte optimist, el a trimis o parte din poze sculptorului și când am primit o donație de la un râmnician, prima donație, a spus da, sigur se va face. Și a mai avut o dorință, aceea de a se dezveli la împlinirea a 130 de ani de la nașterea bunicului său. S-au făcut într-adevăr 130 de ani în luna mai. La eveniment au fost prezenți și membrii fondatori ai publicației Foaia Râmnicului, periodic readus în atenția publicului anul trecut de Asociația Culturală Octavian Moșescu, în semn de profund omagiu adus omului de cultură. Ne aflăm din nou în fața unui moment emoționant din viața orașului nostru, inaugurarea unui al doilea bust al personalităților râmnicene, și anume cea lui Octavian Moșescu, o personalitate într-adevăr marcantă pentru Râmnicu Sărat. Ne bucurăm să avem alături de noi în această zi mulți râmniceni care și-au dorit să vină și să participe alături de noi la acest eveniment și ne gândim ca în viitor Asociația Culturală să mai desfășoare astfel de evenimente pentru comunitate, pentru a lăsa în urma noastră, pentru generațiile care vor veni, urme pe care la un moment dat vor călca și alții și vor fi dovezi de trăire a noastră pe aceste meleaguri. Octavian Moșescu, care mi-a fost autor și pentru asta am și o bucurie, dar și o tristețe că nu mai e astăzi printre noi, merita cu prisosință să aibă acest bust, pentru că este cu adevărat o personalitate pentru râmniceni, pentru Râmnicu Sărat și pentru faptul că a avut generozitatea să lase ca moștenire colecția lui de tablouri și să nobileze muzeul. Regret că nu mai este astăzi printre noi nepotul lui, Alexandru Măciucă, și că amândoi ne privesc de undeva din ceruri, dar sufletul lor și tot ce au făcut pentru Râmnic rămâne cel puțin pentru tinerimea care este aici azi și care merită să știe că totul se face prin cultură, prin artă și prin mult suflet. Autoritățile locale din Râmnicu Sărat sunt convinse că o comunitate are datoria de a-și omagia înaintașii. Întâi de toate se spune că nu sunt banii de la străzi, ca să nu cumva să fie neliniștiți oamenii. Glumesc, e o glumă, însă sper că oamenii să înțeleagă că într-o comunitate cum este a noastră, o comunitate care are
o istorie, o comunitate care are și responsabilitatea de a avea grijă de spiritualitatea locală. Este o datorie de onoare, aceea de a-i omagia pe înaintașii noștri, pe aceia care s-au evidențiat, cum este cazul și lui Octavian Moșescu. Nu doar că muzeul poartă numele domniei sale, dar și bustul care astăzi va fi dezvelit va vorbi despre personalitatea ilustrului nostru înaintaș, în așa fel încât să fie modele și pentru cei tineri și, de ce nu, din generațiile care se formează astăzi în școală, peste 100 de ani să avem alte personalități marcante ale comunității noastre. Este un parteneriat cu Asociația Culturală Octavian Moșescu, nu este prima, să spunem, colaborare, vor mai fi și altele. Este, dacă vreți, o dovadă că parteneriatele, cel puțin la nivel local, sunt necesare, sunt bine primite și dovedesc că în comunitate, în Uniune, putem face lucrurile mai multe și mai bine. Octavian Moșescu s-a născut la data de 23 mai 1894 în comuna Tâmboești, fostul județ Râmnicu-Sărat. Mare iubitor și colecționar de artă, avocat și publicist, a fost primar al orașului Balcic între 1931-1932 și 1938-1940, astăzi teritoriul aparținând Bulgariei, oraș cu viață culturală extrem de bogată în prima jumătate a secolului 20. În perioada 1912-1982, Octavian Moșescu a contribuit la dezvoltarea vieții culturale râmnicene și a realizat donații importante către muzeu. În luna mai a anului 2020, Muzeul Municipal a preluat oficial numele colecționarului de artă. Regretatul muzeograf Alexandru Măciucă, nepotul lui Octavian Moșescu, la împlinirea 126 de ani de la nașterea bunicului său, a vrut să ofere un cadou întregii familii prin reușita obținerii, după o trudă îndelungată, a denumirii de Octavian Moșescu pentru muzeul din Râmnicu-Sărat.